Bună și bine ai revenit! Astăzi vreau să facem împreună granola. Granola este un mix complet de fulgi de ovăz, alune, migdale sau nuci, după preferință, fructe uscate și îndulcitori precum siropul de arțar sau mierea. A fost descoperită în 1863, însă a devenit cunoscută după abia 20 de ani. Granola este ideală pentru un mic dejun plin de energie, pentru a-ți începe ziua cu dreptul, sau micul dejun al campionilor, cum îmi place mie să îi spun. Rețeta este una foarte simplă, am cântărit 250 de grame de fulgi de ovăz, peste care voi adăuga 60 de grame de nucă, 40 de grame de semințe de dovleac, 80 de grame de migdale și alune, 20 de grame de zahăr brun și opțional nucă de cocos. Amestecăm bine toate ingredientele, după care vom adăuga lichidele, adică uleiul și mierea. Am folosit 2 linguri mari de miere de albine și 3 linguri de ulei de floarea soarelui. Am amestecat aceste două ingrediente, după care am pus peste amestecul de fulgi de ovăz, omogenizez bine totul și vom băga totul la cuptor. Cuptorul preîncălzit, 160 de grade, timp de 30 de minute. Însă, din când în când, nu uitați să întoarceți fulgii de ovăz pentru a nu se arde. Iar granola noastră este gata. Înainte de a pune în borcane, trebuie să așteptați să se răcească complet. Iar la sfârșitul videoului vă arăt două feluri în care eu servesc granola. Cu iaurt grecesc sau cu lapte, pur și simplu. Acestea fiind spuse, vă las aici videoul și modul de preparare, iar noi ne vedem data viitoare. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să dai un like, să te abonezi pentru a nu rata următoarele rețete și până data viitoare, numai bine!